Da. Bună ziua! Eu sunt Marina Mironica, sunt membră a podcastului Contrasens, despre care poate ați auzit sau poate nu, dacă nu, acum este ocazia. Este un podcast care face episoade cu invitați pe teme sociologice sau legate de științele socio-umane. Ne puteți asculta peste tot pe unde se pot asculta podcasturi. Și anul trecut am avut această serie de discuții pe care o organizam la Fabrica de Pensule, care în consecință a dus și la faptul că m-am ocupat mai rău sau mai bine de organizat și dezbaterea maraton de astăzi. Unii dintre voi probabil știți că o să fie trei paneluri. Ăsta este primul, la care l-am invitat să fie moderator pe Norbert Petrovici, care este sociolog și conferențiar la Facultatea de Sociologie de la Babeș-Bolyai. Și mai multe, cred că o să vă spună el și o să și introducă vorbitoarele de astăzi. Salut! Aveam senzația asta foarte clară, am anunțat-o când am venit, că e cu întâlnirea de 10 ani de liceu. Toți anii, nu știu, mă, zăte, ai întâlnit cu ei, nu știu, foarte așa, cool. Mai întâi să facem, e clar, e și o zonă de formalitate în acest moment să ne și prezentăm în sală, dar cu toate astea vom face, pentru că știm că suntem urmăriți și pe internet. Așa că o să vă rog o tură, nume și ceva despre voi. Salut, eu sunt Rarița. Să zic, am fost aici de la primii pași ai fabricii și mă bucur că sunt încă aici și la întâlnirea de 10 ani. Sunt dintre colegii care apar la întâlnirea de 10 ani, care au avut multe schimbări în viață și par așa puțin obosiți. Nu au succesul colegilor cu multe familie, copii și... Corina Bucea. Eu sunt, dacă asta e întâlnirea de 10 ani de liceu, eu sunt ăla care a venit de la grădiniță, pentru că, sau ce puțin asta, mai degrabă ăsta e sentimentul, pentru că acum 10 ani eram mai degrabă așa, eram un, cum îi zice, ca un sâmbure de avocado care începe să dea un pic, doar un pic de verdeață, așa. Am fost și eu de la începuturile fabricii, am fost managerul fabricii câțiva ani, după care am avut diferite roluri mai concrete sau mai simbolice. Sunt manager cultural, unde ții. Hello. Mă numesc Cristina Curcan. Hello. Și acum 7 ani am venit la fabrica de pensule total din greșeală, din accident. Nu a fost o greșeală, clar. Și atunci, acum 7 ani, am deschis galeria laterală Art Space de acolo. Bună, eu sunt Cristina Bodnărescu. Am venit în 2012 în fabrică din cauza / datorită lui Miki. Bună, eu sunt King of Elements și am visat acest spațiu împreună cu colegii încă de la început. Am pus temeliile și cam atât acum. Bună, sunt Miki Braniște, manager cultural și curator de la început în proiect. Am avut parțial aceleași vise. Și, mă rog, de-a lungul anilor am fost împreună în Consiliul Director, diverse funcții și comitete. Da. Și mă bucur că suntem cu toți aici astăzi și că putem să vorbim mai detașat și relaxat despre acest moment dificil. A trecut 10 ani. Și v-ați alăturat în diferite momente ale carierei voastre ca lucrători culturali la proiectul fabricii. Unii de la început, alții după 2, 3, 4. O să vreau să vă rog să vă reamintiți sau să intrați pe zona de memorie
Veniți, care e acel, un eveniment, nu evenimentul, ci care e un eveniment care v-a schimbat modul în care gândiți cultura, arta și care e legat de fabrică, nu știu, incident, o întâlnire, un eveniment, o deschidere, o observație. Ce anume s-a schimbat între timp legat de cum vedeți arta și cultura prin fabrică? Da. În momentul când am deschis în 2009, noi aveam un festival care se întâmpla de 3 ani de zile în diferite spații din Cluj, se numea Festivalul de Contact Improvisation Transcontact, era un festival de dans, un eveniment care strângea o mulțime de dansatori sau iubitori de dans în jurul a câtorva profesori, trainer din internațional care veneau la noi. Și pentru mine, anul 2010, când a fost primul an în care am organizat acest festival la noi în fabrică, a fost ceva foarte aproape de miracol, cum ar veni. Înaintea acestui eveniment, adică înainte de 2010, eram în diferite spații, eram în diferite locuri prin oraș și grupul festivalului, care era de 60-70 de oameni, se întâlnea foarte rar. Și când am ajuns în 2010... în același loc, în aceeași curte, și am avut un bar improvizat, am avut mese și se pregătea mâncarea prima dată aici, la fața locului. A fost un sentiment al comunității care a fost foarte puternic pentru mine. Am simțit că faptul că am contribuit la construcția fabricii s-a materializat în a avea un festival excepțional din cauza acestui lucru, cu toate că condițiile au precare, nu era sala gata, barul, și eu nu știu dacă vă aduceți aminte cum arăta barul înainte de renovarea din 2012, parcă, sau 2011. Deci, am improvizat din OSB un fel de bar ca să putem servi lumea cu mâncare, dar și am pus mochetă roșie care a rămas în spațiu și după aceea a trebuit să o aruncăm. Dar ideea era că cu toate condițiile precare a fost al nostru și a fost un sentiment al comunității cu care merg mai departe, pe care e greu de uitat. Eu cred că am aici două gânduri. Unul e mai vesel și unul mai trist. Ăla mai vesel e cumva că faptul că ne-am mutat în fabrică a fost momentul în care am realizat că, de fapt, modul nostru... Eu aveam deja 10 ani de muncă în domeniul cultural, deci sunt la a doua întâlnire. Sunt la întâlnirea de 20 de ani cu mine însumi. Și am avut un tip de practică care n-a fost deloc legată de un spațiu înainte. Deci, care, bineînțeles, înseamnă total altceva. Îți concentrezi atenția pe câteva momente, pe câteva evenimente, chiar dacă încerci să creezi o comunitate în jurul lor, e un total alt tip de model de gândire. Și când ne-am mutat aici în fabrică și ne-am și văzut în sfârșit toți la oaltă cu practicile noastre diverse, ne-am dat seama că, wow, acum poți să faci aproape toate lucrurile pe care nu le-ai putut face înainte în lipsa unui spațiu. Și într-un fel, cumva, cercul ăsta se... Acum, nu știu, se închide sau am ajuns într-o spirală în același loc în care eram acum 10 ani, că acum, cumva, am ajuns să, datorită mai multor factori, dar și sigur și contextului, am ajuns să ne întoarcem înapoi spre ideea asta de a fi mai degrabă un spațiu care lucrează în alte spații. Sau, mă rog, niște actori culturali care lucrează în alte spații. Și pentru că tu ziceai să ne gândim la momente, acum așa spontan mi-am adus aminte de unul când la fabrică am găzduit o ediție a pieței autonome a PAC-ului și atunci a existat un moment de divergență de opinie în interiorul comunității, când o parte din colegi spuneau că se simt nesigur cu oamenii, cu lucrările de valoare din ateliere și tipul oameni care vin la piața autonomă. Și ăla cred că a fost primul moment în care euforia diversității comunității fabricii din acel moment cumva s-a surpat în interiorul meu, că mi-am dat seama că de fapt s-ar putea ca unele valori să fie de nenegociați sau incompatibile în interior.
să zic eu. Nu cred că pot să zic un moment. E o acumulare de multe momente. Acum, în timp ce vorbeam fetele, tot îmi veneau prin cap multe, chiar foarte multe momente în care am plâns împreună, în care am dat, nu știu, la piese de teatru, la expoziții, la... Chiar au fost foarte, foarte multe lucruri. Pentru mine, personal, am venit la fabrică chiar după ce am terminat facultatea și, nu știu, în ultimii 7 ani, practic, am învățat tot ce n-am învățat în viața mea până atunci. Și, da, nu cred că pot să zic un moment. Chiar trebuie să scriu o carte cu tot ce... Da. A fost foarte multe întâlniri importante, chiar. Da. Îmi vine să... Da. Am eu unul scurt. Era spectacolul Seven Promises din festivalul Ton d'Image. Cele mai multe amintiri ale mele cu fabrica sunt în principal legate de Ton d'Image. Și era un spectacol în care oamenii erau invitați să facă niște promisiuni simple ca să facă lumea un loc mai bun. Și făcând asta, trebuia să cobori de pe scaunul tău de spectator, să mergi pe scenă, să-ți semnezi numele undeva și să bei un shot de vodka. Și promisiunile erau de la cele mai simple la foarte complicate, de la a cumpăra o dată pe săptămână de la producători locali, până la mai complicate să nu zbor cu avionul timp de un an sau să nu faci copii. Este pe care am promis-o. Acum mă mai gândesc la asta. Dar în urma spectacolului s-a produs așa un engagement cu oamenii din sală, cu noi care organizam și... Am o prietenă care timp de o lună nu a mai mâncat carne și asta era una din promisiuni și sunt oameni care cumva s-au gândit după aia un pic mai mult la gesturile pe care le fac și a fost așa un declic și în mintea mea că arta și munca pe care o facem poate să aibă un impact mai mare decât estetic. Legat de moment, între timp m-am tot gândit și am răsfoit așa multele sertare ținute închise o perioadă și mi-am adus aminte de deschiderea de la festivalul Ton d'Image 2014, când Corina și cu Ana Botezato au făcut un super performance. Acel cu bucătăria, așa? Bucătăria, așa, a fost extraordinar de bine. Mi-ar plăcea să te mai văd pe scenă. Ți se potrivește cu paiete, da. Și în același timp, cârnații sfârâind în sala de spectacole. A fost foarte fain. Știu că chiar... Era un moment în care și voi, datorită sfârșit vorba lui Ișvan Socaș, nu există cârnați fără al doilea sfârșit. Dar asta cred că a avut impact asupra mea, inclusiv în a vedea arta ca pe o producție colectivă. Și vă mulțumesc. Trec la următoarea? Sau nu? Corina, ce avem? Ok, nu vreau să fie interpretată greșit ezitarea mea, dar exact cum ziceam, e destul de greu să reduci toată experiența asta complexă și profesională, dar și personală, care se suprapune cu cei 10 ani de fabrică pentru mine. Și e cu atât mai dificil cu cât... cum ziceam eu, era mai degrabă la grădiniță atunci când a început fabrica de pensule, adică înainte abusesem, lucrasem în diferite inițiative și eram deja conectată cu o parte din oamenii care erau comunitatea inițială a fabricii de pensule, dar nu aveam sub nicio formă, adică nu eram pregătită nici profesional, să n-aveam acest bagaj să înțeleg măcar procesul prin care trecem și lucrurile pe care le facem.
Și de aceea, cumva totul, dacă ar fi să reduc la un singur moment, de fapt, pentru mine, un moment poate invizibil în istoria oficială a Fabricii de Pensule ar fi petrecerea pe care am făcut-o în august, în momentul în care am preluat spațiul. În iulie, așa, în iulie, scuze, da. În iulie, când, după câteva luni, da, ok, asta probabil că strânește niște amintiri bulversante. Era momentul în care preluasem, de fapt, spațiul, se începeau lucrările așa mai intense, era deja o formă care putea să fie accesibilă pentru public, să zicem. Și pentru mine a fost momentul ăla în care, după ce ieși cu nasul în toate planurile și toate proiecțiile pe care ți le faci, mai degrabă într-un soi de imaginație din asta colectivă, în care nu știi exact dacă ce e în capul tău e și în capul celorlalți, dar cumva ai tot sentimentul că mergi în aceeași direcție. Și ajungi într-un punct în care vin sute de oameni, tăpăresc în fabrica de pensule, încep să mișune peste tot. Era un concert cu niște japonezi care cântau prin, de la etajele destul de dezafectate ale fabricii, un mega party la etajul 1, oameni prin toate colțurile. Și îți dai seama că, fuck, this is happening. Și da, pentru mine cred că ăla a fost momentul în care nu eram doar let's work, adică așa, hai muncim pentru un proiect pe care vrem să vedem că pe care vrem să îl vedem în realitate, ci chiar ne îndreptăm spre asta și we can do it. Și asta are o forță transformatoare. Forever. Cumva chiar. Foarte nostalgic, încărcat emoțional, așa. Dar fix la fel o să fie și următoarea întrebare, deci nu am keeping it there. E clar că, nu știu, venirea la fabrică și faptul că erau mulți oameni, mi-aduc aminte, erau oameni care nu știau, încă nu înțelegeam ce fac diferitele chestii de artă, deci pentru mine era complet nou, învățam să citesc. Dar e clar că a schimbat modul în care ați lucrat și toată lumea lucra. Și aici o să am o întrebare dublă. În ce fel a alterat sau transformat prezența celorlalți modul în care gândiți un proiect? A avut un impact, o transformat și în același timp întrebarea conversă, adesea în fabrică era multă lume, era zgomot, era enervant, era greu de lucrat, era frig, era prea cald. Și atunci aveai nevoie și să te depărtezi. Și într-un fel fabrica te învăța și modalități prin care să te decuplezi de la ceilalți ca să poți lucra. Cum v-a transformat modul de a lucra? Pe de parte de a lucra cu ceilalți și pe de altă parte de a scăpa de ceilalți. Cumva ai spus cuvintele cheie, mai ales în primii ani, când practic ne-am pornit de la clădirea aia industrială și aproape tot ce a existat amenajare în primii ani a fost făcută de noi, cu mâinile noastre, cu forțele noastre și deci era foarte rudimentar. Condițiile erau precară, dar eram foarte entuziaști și foarte fericiți. Dar țin minte că am lucrat într-un frig insuportabil, am lucrat în călduri insuportabile aici. În schimb, ce era minunat, după mult timp în care n-am avut birou și, da, insomnia cred că era biroul oficial pentru mulți dintre noi, probabil că și rămas pentru unii dintre noi. Eram în același birou și nu eram în același birou doar eu și cu Ișvan în aceeași organizație. Eram în același birou între noi, chiar dacă uneori le mai schimbam, dacă mai fugeam unii de alții, fugeam de la un birou la celălalt și, într-adevăr, chestia asta a schimbat foarte mult și percepția vieții de zi cu zi din munca culturală. Adică am simțit, de exemplu, să lucrez cu Kingo sau cu Miki sau cu Corina foarte aproape, erau,
erau niște, nu știu, un nivel de împărtășire pe care îl mai descoper de multe ori când mă duc în rețele internaționale și când ai senzația dintr-o dată că poate că practica ta destul de neînțeleasă uneori, în sfârșit găsești că mai sunt oameni ca și tine. Și acum aveam sentimentul ăsta că mai sunt oameni ca și mine în același birou. Și faptul că am putut să gândim proiecte împreună, la un moment dat simțeam așa cum puterea crește foarte mult, pentru că planificam împreună programul de toamnă sau pentru trei schimburi. Și să ai niște creiere care converg în același spațiu, mi se părea fantastic. Și inclusiv ședințele noastre de Consiliu Director, țineți minte când aveam în fiecare săptămână câte o ședință, care de fapt era un loc executiv în care rezolvam toate problemele care erau infinite ale fabricii, dar era incredibil ce ritm de a găsi soluții era într-un grup de oameni care cumva erau motivați și erau cu suficient de multe ingrediente comune acolo. Și da, eu cred că asta ține și de munca culturală în general, când aveam cu adevărat de muncă și de concentrat, de scris un text, stăteam acasă. Asta e. Ceea ce fac și acum. Pe mine cred că m-a schimbat foarte mult modul ăsta non-ierarhic de lucru și am avut ocazia să lucrez vreo 3 luni în Montpellier pentru un festival și având comparația cu modul de lucru cu Miki și echipa foarte prietenoasă și deciziile care se luau într-un mod foarte non-ierarhic, foarte negociat și unde toată lumea simțea că are loc să-și spună părerea. Când am văzut complet opusul, m-am întors foarte bucuroasă înapoi acasă și cu toate că uneori am simțit și reversul, că poate lipsa unei ierarhii și a unor reguli un pic mai clare duc la un pic prea mult haos. Dar când am venit la fabrică, eu veneam din structură, sau mă rog, din cumva de la stat, cum ar veni, de la o instituție culturală de prestigiu din oraș, exact cu sistemul ierarhic bine, nu pot să zic bine definit, dar cel puțin bătut în cuie, fără definirea fișei postului foarte clare. Deci erau lucruri de negociat și acolo, dar totdeauna cel deasupra ta știa ce trebuie tu să faci. Și când am construit împreună și într-adevăr am avut colege cu care am lucrat și pentru mine a fost definitoriu ideea că eu ca organizație care propun anumite proiecte ale organizației pe dans contemporan pot să colaborez atât cu Miki cât și cu Rarița pe alte chestii ale fabricii și pot să-mi pun cunoștințele sau dorințele în comun, la comun, cumva la oala comună a fabricii. Am simțit întotdeauna ca organizație că sunt ajutată cumva de, îi ziceam, mama fabrică, adică în sensul că dacă Ground Floor ca și organizație era prea mică să facă un eveniment, îl propuneam fabricii și atunci era cumva preluat de întreaga echipă și puteam lucra așa împreună și clădi proiecte pe care ca organizație mică nu aș fi putut să le fac. Deci din punctul ăsta de vedere a fost o colaborare sau a funcționat pentru mine o vreme foarte, foarte bine chestia asta. În același timp, cu ce m-a transformat, că am venit disappointed, dezamăgită de ierarhie și plec sau am plecat deja dezamăgită de democrație. Probabil, doar vreau să-i spun foarte pe scurt că pentru mine mi-am dat seama că într-adevăr divergențele sau discuțiile la care sunt de principii sau de bază și la care nu putem negocia unul cu celălalt, există o limită a colaborării care
nu, adică un perete, de fapt nu e o listă, este un perete pe care am încercat prin comunicare să-l dăm jos, sau eu personal prin comunicare am încercat să-l dau jos și mi-am dat seama că nu se poate și că, adică cu asta am plecat sau cu asta am rămas ca idee, că nu putem să ne înțelegem cu toții și deciziile tot trebuie asumate de către o echipă sau un management responsabil pentru deciziile respective și asta devine din non-ierarhic devine ierarhic și e calea care e cumva. Deci deciziile trebuie asumate. Tot cu suișuri și coborâșuri aș continua și eu, pentru că pentru mine, cel puțin în domeniul cultural, Fabrica de Pensule a fost locul în care am învățat cum să lucrez și asta s-a impregnat destul de mult în modul în care funcționez astăzi și uneori în căi nevăzute, adică îmi dau seama că sunt mecanisme pe care le-am învățat sau pe care m-au impregnat destul de mult aici și pe care îmi afectează nu neapărat în sens negativ, dar are un impact destul de mare asupra modului în care văd rolul meu, munca mea, ceea ce mă aștept de la alții, ceea ce proiectez asupra sectorului cultural, asupra domeniului cultural și a muncii în zona asta. Pentru mine unde e cumva tensiunea asta destul de bulversantă uneori, e când vine vorba de, să zicem, de autorialitate, de ownership, de individualitate versus colectiv, pentru că în aceeași măsură în care am găsit sprijin și chiar cumva toate deciziile pe care le luam eu, toate ideile pe care le aveam, întotdeauna se întâlneau de ceva, adică aveau o reflecție în ceva, care de obicei erau oamenii din jur. Și care, în mare parte, este un foarte mare sprijin și este ceva ce, din nou, pentru mine acum e parte din modul în care, e parte din singurul mod în care pot să-mi închipui că funcționez. Ăla în care nu ești absorbit în propriile tale certitudini și întotdeauna ai nevoie și te hrănești din interacțiunea și din ceea ce se reflectă în ceilalți, ceea ce vine înapoi, un ping-pong și un dialog din ăsta constant. E bine, asta e partea pozitivă, partea negativă pe care, sincer, am resimțit-o destul de mult și încă o resimt, poate și ca efect advers, cumva, sau ca, da, așa, un soi de minge care ți se întoarce înapoi, e faptul că în tot acest sistem de sprijin, individualitatea și autorul foarte, foarte individual, foarte, foarte cu propriile lui, nu știu, idei și propria lui personalitate, poziție, poate să se piardă destul de mult. Și asta e destul de dureros uneori, pentru că și nu, adică și pentru că, de fapt, sentimentul meu este că întotdeauna există această nevoie de a ne justifica, că nu e ego-ul meu care vorbește, ci e chiar ideea mea bună care vorbește, cumva. Și e o tensiune destul de interesantă cu care simt că încă negociez astăzi în modul în care lucrez. Cred că ce s-a schimbat la mine a fost exact faptul că veneam dintr-o organizație mică care lăsa impresia că face un eveniment mare, dar eram chiar puține femei care făceam asta și puțini băieți care erau implicați. Însă punerea la oaltă cu ceilalți colegi ne-a făcut să lucrăm la un proiect mult, mult, mult mai mare decât orice proiect am fi generat noi prin organizațiile noastre. Cred că această schimbare de perspectivă nu aș fi putut-o avea în altă experiență profesională. Și eram cu toții neștiutori cum să se conducă un
centru, un spațiu de artă contemporană, că nu vroiam să ne numim centru de artă contemporană. A fost o negociere și pe asta. Bună negociere, mai bine așa. Și am învățat din mers. Habar n-aveam cum să gestionez 30 de individualități diferite. Cum să negociezi nevoile personale de spațiu ale unora cu nevoile de colectivitate ale altora. Deci chiar a fost o muncă continuă și în care nu ne-am putut inspira din alte modele din afară. Am vizitat diferite spații, dar cumva toate aveau propriile modele care nu se potriveau pentru spațiul nostru. Și cred că asta este un lucru foarte important, că am învățat împreună cu colegii să construim ceva care să se potrivească pe nevoile noastre. Mi se pare important că nu am importat niciun model, că l-am creat noi, cum am putut, din experiențele noastre, și asta ne-a făcut să creștem profesional. Și da, cum ai zis și tu, Rarița, simțeai că în biroul fabricii uneori întâlnirile sunt la fel ca și cele internaționale de rețea. Era o mini-rețea în birou. Și între noi, practic, era un limbaj comun care a făcut posibilă colaborarea noastră pe termen lung. Limbaj care uneori nu era înțeles de către colegii artiști, și asta trebuie spus. Și datorită muncii continue, pentru că era un foc continuu, practic Lala ar zice că sufeream de aplicatită. Din lipsa fondurilor constante, eram obligat să aplicăm în mod continuu și asta nu mai lăsa loc să te duci și să explici în alte cuvinte munca pe care tu o faci și să poate să creeze mai multă încredere în faptul că dacă stai în jurul unei cafele, este tot muncă, nu este pălăvrăgeală, așa, da? Și că este foarte, foarte multă muncă invizibilă. Cred că, oricum, toată povestea fabricii s-a clădit pe enorm de multă muncă invizibilă și pe energia oamenilor care sunt încă în sală. Da. Și pe autoexploatare. Deodată putem zice toate. În cazul meu nu a fost o schimbare, a fost pentru că am pornit cumva de la zero și a fost chiar un program educativ tot ce însemna fabrica. Da, cred că femeile astea m-au stricat în sensul că dacă de câte ori am ieșit din contextul fabricii în alte proiecte din țară sau internațională, nu știu cum să zic, să nu se ne arunce. Da, aveam așteptări foarte mari de la oamenii din echipa cu care lucram sau cu care interacționam din cauza acestor care au ridicat nivelul foarte sus de profesionalism. Where do you go from here? Yeah. Bine. Ok, 10 ani, okay. Când ați ajuns aici, a venit și cu un proiect politic. În sensul de ceea ce spunea și Kinga, un proiect de organizare non-ierarhică. Și asta a fost un mare lucru al fabricii. A fost pentru prima oară când un spațiu se organiza din multitudine de actori care se recunoșteau ca egali. Mi-aduc aminte și eu eram extrem de entuziasmat, era super mișto. Ce ați luat de aici, acum? A trecut o vreme, am experimentat cu tot felul de lucruri. Ați experimentat cu 6 ore de ședință. 8 au fost. Avem recunoaște. Deci au fost și chestii de tipul ăsta, nu știu, lungi, multă poveste. Ce ați învățat de aici, ce rămâne? Și în același timp tot așa întrebarea opusă. Ce credeți acum că era naiv? Sau chiar mai mult, nu doar naiv,
Și, da, nu a ajutat deloc. Toxic, noi. Cred că asta e întrebarea cea mai dificilă legată de fabrică, pentru că au fost foarte multe emoții care s-au pus în toate ședințele acelea. Până la 7, nu am ceva coerent, îmi vin în timp ce vorbesc ideile. Ce aș lua? Un tip de ascultare reciprocă și un tip de încredere. Ce n-aș lua? Subiectivități excesive, un management poate câteodată prea personal, mă interesează procesele mai degrabă decât procese transmisibile, pentru că nu mă văd nicio pe mine făcând asta la infinit și cred că e important să existe cineva care să preia din ceea ce știm noi, să facem bine și să facă mai bine. Și aici cred că a fost un pic complicat pentru toată lumea și pentru mine. Am fost foarte naiv și asta este foarte adevărat, dar cred că fără naivitatea nu am fi ajuns azi aici. Asta e o altă chestie. Ce aș face diferit? Mult mai multă fermitate și un leadership asumat. Îmi pare rău să spun, dar organizarea orizontală merge doar în anumite grupuri și acelea trebuie întreținute. Este ca o relație în care bagi energie și lucrezi la încredere. Să te gândești că 60 de oameni pot să se înțeleagă orizontal, no way. Și această direcție cu orizontalitatea nu a fost de la început. În 2012 a fost instaurată, să zic, acest mod de a comunica între noi. Dar, într-adevăr, întotdeauna președintele nu dorea să fie o persoană emblematică care să își asume întreaga construcția proiectului, ci tocmai era un proces participativ de la început, pentru că oricum n-aveai să faci asta de să impui imaginea unui singur om care să creeze un spațiu colectiv. Poate mai vin alte idei pe parcurs, dar da, sunt foarte multe lucruri de luat și foarte multe lucruri de lăsat. Am învățat câteva, sper să pot să țin cont de ele. Eu cred că nu am avut asta nu a fost ceva foarte planificat. Eram toți foarte neexperimentați în momentul ăla cu o organizație atât de mare încât să avem o gândire predeterminată, preformatată, că vrem, asta vrem să fie organizație orizontală. Eu cred că faptul că ea a funcționat ca organizație orizontală era parte din observația noastră că ne-am adunat la oaltă niște entități care sunt interesate să-și păstreze autonomia de expresie artistică și culturală, deci fiecare entitate voia să continue să rămână ce este și să-și dezvolte programul artistic în ce direcție dorește. Dar în același timp, conștienți că am creat prin punerea la oaltă un context nou care are nevoie de o înțelegere și o gestionare. Și acum cred că faptul că ea a ajuns să fie mai orizontală pe urmă în sistemele de management a fost, cred că, și datorată faptului că noi, acei câțiva care aveam experiență de management, ne-am asumat și managementul, sau nu știu, funcțiile de management în organizația mare și noi asta știam cum funcționează o organizație neguvernamentală, o formă asociativă în care încerci să găsești niște mecanisme de a lucra colectiv și de a reflecta nevoile colective. Acum, de aici până la a ști cu adevărat cum faci asta într-o comunitate mare, este o diferență foarte mare. Cred că în unele locuri și în unele aspecte, intuițiile noastre au funcționat foarte bine. Eu cred că câțiva ani de funcționare foarte bună a fost, și arată că intuițiile noastre nu au fost
profund greșite. Dar dacă mă uit la, în ultimii ani, la lecturile și căutările mele despre cum funcționează organizațiile astea orizontale, văd că e nevoie de mult mai multă disciplină și asumare, nu atât de multă atât de multe reguli implicite. Ai nevoie de mult mai mult, ai nevoie de reguli și ai nevoie de niște valori exprimate și asumate explicit. Ori noi asta nu am fost conștienți și nu am făcut-o și cred că multe lucruri s-au frânt din faptul că, de exemplu, eu am crezut că dacă eu am niște valori și ceilalți le au la fel, dacă eu înțeleg niște lucruri despre cum se organizează evenimentele și ceilalți găsesc că ăsta este modul în care... Și, sigur, acum, ce să zic, cu 10 ani mai naiv, mai naivă fiind cu 10 ani în urmă, acum, doar pur și simplu, ca ființă umană care a trecut încă 10 ani prin tot felul de situații, nu aș mai asuma implicit că celuilalt se pare bun lucru pe care îl propun eu. Dar în momentul ăla, cred că asta știam și făceam cu mult, destul de mult entuziasm. Și lucrurile astea o vreme au mers, după care au început să arate crăpături acolo unde, de fapt, noi nu aveam un consens asumat. Deci, da, poate că dacă la un anumit moment ne prindeam să învățăm mai mult din înțelepciunea grupurilor orizontale organizate de-a lungul istoriei și globului, dar cred că nu am ajuns neapărat acolo. Și, da, nu știu, mie nu pare rău decât modul în care ne-am rănit reciproc. În rest, de experiență nu îmi pare rău deloc, de efortul nu îmi pare rău deloc. Îmi pare rău doar că ne-am cumva, am făcut și ceva fain, dar am trecut și fiecare prin niște momente atât de dificile încât e destul de greu să mai vorbești de istoria fabricii fără aceste traume personale. Da, cumva, exact în ideea asta și eu sunt destul de mândră și, nostalgică față de naivitatea aia de la început. Și de la început nu înseamnă până a început să funcționeze fabrica de pensule, ci primii ani. Și cred că e totuși excepțional să poți să te lași rănit doar de genul ăla de naivitate mult timp, pentru că salariul sigur nu ne hrănea. Deci, și pe lângă faptul că nu exista. De acolo erai sătulă. Sătulă până, da. Dar chiar pe bune, cred că e totuși ceva grozav să nici nu chestionezi inocența și naivitatea destul de mulți ani și să poți să lași cumva ceea ce e un exercițiu destul de greu în domeniul ăsta, să lași ego-ul jos în așa fel încât să fii motivat de ceea ce simți că este drive-ul ăsta comun și așa o viziune, o încredere oarbă și în niciun caz nu aștepge asta din... chiar dacă și pe mine eventually m-a rănit naivitatea asta, dar totuși mi se pare super sănătoasă și cred că e ceea ce, din nou, întorcându-mă la întrebările tale anterioare, a lăsat destul de mult amprenta în interiorul meu, cel puțin, pentru că eu personal încă mă hrănesc din când în când și ajung în cele din urmă să mă și autoexploatez din această naivitate, dar mi se pare că e super, e ok să fie o parte acolo și mi se pare că chiar dacă pare o poveste foarte personală și probabil foarte mulți dintre voi din sală aveți dificultăți în a relaționa cu genul ăsta de ton aproape nostalgic, dar totuși eu cred că asta, povestea asta a naivității care dă roade sau a încrederii oarbe care dă roade, e ceva ce a inspirat mai multă lume în afara zidurilor fabricii de pensule. Cred că multe lucruri, chiar dacă nu direct din toată energia asta de aici au ieșit sau n-au fost puii acestei energii, dar totuși cred că contează destul de mult să ai un raport față de o poveste care nu înțelege exact cum funcționează, dar totuși îți dă senzația că, băi, e ceva care se poate face. Da, poate să iasă ceva din forța asta a mai multor oameni care cu viziuni diferite, cu poate poziții și idei diferite, dar totuși își găsesc un drive comun. Și durează, totuși. Yeah.
aș și lua, dar aș și lăsa în același timp. Totul era foarte personal. Totul era tot timpul foarte, foarte asumat, foarte personal. Și lucru și ședințele și era așa o mare familie în care se întâmplă tot felul de chestii, în care gătim, dormim, lucrăm, facem tot într-un spațiu mic, comun. Nu reușesc să formulez coerent legat de chestia asta din motivele care au fost enumerate de colege. Lucruri foarte personale, prezență foarte emotivă și foarte suflet. Deci sufletul ăla pe care îl pui într-un proiect. Aici, cel puțin eu, nu știu nu despre colege, dar... am pus suflet la început, 4, 5, 6 ani de zile, în tot ce se întâmpla aici. Era evenimentul celorlalți, era evenimentul nostru, era evenimentul comun al fabricii, se făcea cu suflet. Și sufletul ăsta este o chestie care a definit și profesionalismul nostru, dar în același timp m-a definit și pe mine personal. Și m-a și marcat apropo de traume și așa mai departe, pentru că ajungi să dai mult prea mult decât recuperezi. Sau recuperezi prin artă, recuperezi prin evenimentele care sunt organizate și care sau prin ochii publicului care vine la un spectacol, cum a fost spectacolul nostru paralel, care a fost mi-a dat foarte mult înapoi din câtă energie am pus eu în fabrică, de exemplu, deci cumva it's a change. Dar ca final tot golită am rămas, adică ceea ce las aici este sufletul. Pentru că nu l-am recuperat cumva investindu-l pe el în tot visul ăsta care însemna fabrica. Aș avea doar o completare apropo de ce ziceați voi două. Fără sufletul ăla nu era posibil să se... Mă rog, fără sufletele alea, mai bine zis, că toate la comun aici, nu ar fi putut exista proiectul fabricii. Și cred că în momentul în care fabrica a devenit mult mai mare decât noi, poate nici ne-am visat la asta, cred că nici nu ne-am gândit că s-ar putea să devină atât de mare față de puterile noastre de gestiune, ar fi trebuit poate să nu mai fie așa de personale procesele. Dar e tricky, pentru că fără acest aport super personal, nu am fi putut ajunge la momentul ăla în care nu mai era nevoie de personal. Și e nașpa chestia asta. Adică, după ce ți-ai dat energia ta timp, trebuie să te retragi și să faci țevi de procese, de lucru. Și tu, exact, și autorialitatea dispar. Știi, apropo de ce ziceai și tu. Și e, nu... E un moment în care trebuie să alegi ce fel de tip organizațional sau instituțional îți dorești. Dar fără aceste suflete nu era posibil. Fabrica a devenit mare, mai ales în oraș și internațional. Au apărut repede tot felul de articole. Clujul pe locul 3, pe cea mai interesantă scenă emergentă de artă. Fabrica de Pensule ca un loc în excelență în care se întâmplă artă contemporană. Administrația publică a început să vorbească cu fabrica. Comunitatea avea așteptări. Mă întreb care au fost... Nu știu, momentul când voi și vă ca persoane ați fost interpelați ca fabrică, ca om al fabricii și a trebuit să vorbiți în nume colectiv. Și cum a fost pentru voi lucrul ăsta? Și mai ales pe ce temă a fost? Ați ajuns să vă specializați pe anumite teme în care reprezentați fabrica? Și cum se simțea? Cum făceați delimitarea între eu organizația, eu fabrica, care erau tot timpul tricky, și eu artistul sau lucrătorul cultural. Loredana, ai prezentat. Am reprezentat fabrica
cred că din 2009 încolo, locuiam încă la București atunci și eram foarte mândră că fac parte din acest proiect și la toate întâlnirile pe care le aveam în București, povesteam mai întâi despre fabrică și după aia despre Tondimaj. Pentru că vedeam potențialul din proiectul respectiv, care ne ajută pe toți să creștem. Inclusiv la întâlniri cu AFCN sau așa mai departe, n-am avut o problemă să joc cele două pălării, pentru că eram la fel de implicată în amândouă. Și n-am folosit numele fabricii pentru foloase personale. Asta era o discuție în consiliul director, mai de mult pe la început, când tot ne gândeam, hai să mergem la sponsor și deja cineva fusese la sponsorul ăla și era tot fel de confuzii că venim din partea fabricii, ba de fapt omul zicea că nu, i-am venit din partea asociației mele și așa mai departe. Dar... din nou, cred că ne-am bazat un pic pe bunul simț al fiecăruia pentru a putea gestiona personal această dublă reprezentare a fabricii și a organizației personale. În relație cu autoritățile, cred că de prin vreo 2012, așa am început, poate, sau nu știu, aici poate că ți-a știe mai bine. Mă știu, ai întrebat? Da. Pe ce teme ați reprezentat fabrica? Când vorbeați în numele colectiv? Așa. Și după aceea, celălalt, cum a fost să vorbești în numele colectiv? Și transformarea? N-am avut o problemă. Am fost dedublată continuu. Chiar nu cred că... N-am simțit... Pentru că creșteau în paralel și atunci simțeam că și organizația noastră e parte importantă din construcția comunului și nu am avut o problemă de schimbat pălăria. Erau împreună. Pentru mine a fost o chestie foarte interesantă când am ajuns să negociem la primăria Clujului, în sala de sticlă, strategia culturală în 2013-2014, când s-a refăcut strategia. Și acolo Rarița a lucrat la strategie, iar noi am fost invitați la dezbaterea publică în care au fost toate instituțiile, toate organizațiile non-guvernamentale, inclusiv clubul de șah și cel al pensionarilor, deci tot ce înseamnă pentru primăria Cluj-Napoca Cultură sau toți care se identifică a face chestii culturale. Și acolo, de exemplu, am avut o voce, cel puțin eu așa mi-amintesc în ședința respectivă, că dezbaterea a fost pe bune și noi am fost acolo să susținem această strategie și să convingem primăria că ce s-a scris în strategia respectivă este mult mai ok și să nu bage în setar cum a băgat strategia anterioară și nu a luat în considerare în diferite, atât în finanțări cât și în anumite chestii. Și eram cu toții la masă cu acești actori al instituțiilor publice și alte ONG-uri și spuneam, eu sunt din Element și nu spuneam că sunt de la asociația Ground Floor, spuneam că vin din partea fabricii de pensule și eram mai mulți. Și era la un moment dat așa în sală că fabrica de pensule sau cei care reprezintă fabrica de pensule au o voce comună, spun aceeași chestie și se auzea. Cumva am ieșit din invizibilitate în vizibilitate. Asta a fost sentimentul meu atunci în sala de sticlă. Acum nu știu dacă... Nici eu nu simt că a existat o dificultate majoră în a face switch-ul ăsta în ce moment în numele cum vorbești, pentru că cred că poate că asta este defectul managerului cultural, că tu dacă organizezi un proiect ești un ăla foarte și știi exact în numele cum vorbești, cine ți-e partenerul, cine ți-e finanțatorul și deciți frumos da, și care sunt indicatorii, da. Dar sunt sigură că am generat destul de multe confuzii. Deci, de asta nu mă îndoiesc. Fiecare dată am spus, da, sunt asta la altar, sunt asta la fabrică, dar sunt sigură că au existat confuzii. Acum, în conform bunelor noastre intenții, cred că de cele mai multe ori am reușit să vorbim în numele fabricii când era cazul. Noi mai negociam la începuturi, când eram invitați foarte des să vorbim în foarte multe locuri, negociam între noi de cine merge să vorbească acum în numele fabricii. Încercam să ne ținem informați cine unde vorbește, nu numai așa ca să ne trezim vorbind fiecare în felul lui, dar în același timp exista și acest consens că fiecare este parte din fabrică și poate să vorbească.
în numele ei, într-un anumit fel, doar să nu o angajeze fabrica. Și în rețelele internaționale? Și în rețelele internaționale, de la început. Acum, cred că și asta e un lucru. Noi eram toți conectați prin practicile noastre dinainte de existența fabricii. Adică majoritatea organizațiilor care sunt și erau în fabrică, existau și erau active dinainte și erau deja conectate internațional. Deci mai degrabă, din nou, această pălărie, acest inel al Saturnului s-a pus cumva în jurul nostru. Mai eram altar și aveam și experiența asta fabricii. Nu, cumva nu am simțit că este neapărat o problemă de a gestiona asta. Iar cu autoritățile, prima noastră întâlnire a fost în 2009, înainte de a deschide fabrica, am mers să vizităm autoritățile, să le spunem ce intenții avem și știu atunci că viceprimarul care ne-a primit a fost destul de neprimitor, de fapt, și ne-a spus că ne doresc, dacă e un proiect independent, înseamnă că ne descurcăm singuri și ne dorește succes. Și în mod interesant, nu foarte mult timp după, când la deschiderea fabricii am organizat acel forum Cluj, care era un moment mai degrabă focalizat pe zona de politici culturale, și s-a întâmplat pentru că am reușit să aducem un parlamentar european. Asta a creat suficient de multă presiune politică încât a venit și ministrul culturii de la ora respectivă, și pentru că ministrul culturii era din aceeași culoare politică cu guvernul de atunci, a venit și viceprimarul, care era același viceprimar, a venit la fabrică și ăla a fost momentul în care am ieșit să întâlnim și mi-a zis, sper că nu m-ai adus aici degeaba. Ala a fost momentul în care am aflat că orașul își dorește să candideze la titlul de capitală culturală europeană, care era un cuvânt de înjurătură pentru noi în sectorul independent la momentul acela, pentru că văzusem cât de multe dezastre a produs tipul acesta de proiect în, de exemplu, în Istanbul sau în Peci, în care scena independentă a rămas complet pe lângă și profund precarizată după. Și da, astea au fost primele momente de întâlnire și cred că primele au fost din poziția asta foarte asumată de mai degrabă de câine de pază. De câte ori eram față în față, ne arătam dinții, suntem aici. Și încet, încet chestia s-a transformat într-o formă de a lucra împreună, dar care cred că variază în diferite feluri și la nivelul organizației și de la unul la celălalt în echipă. Cristina, când ai simțit că ești lateral și când fabrică? Mi-aduc aminte că în primii ani de când am deschis spațiul, chiar evitam să folosim numele fabricii de pensule în prezentarea noastră sau nici măcar la adresă nu scriam fabrica de pensule. Pentru că... Acum spui! Pentru că fabrica deja avea 3 ani de la înființare și noi ne-am arătat cumva, a fost din coincidență ultimul spațiu rămas sub închiriat de la cineva care închiria și... Nu simțeam că merităm să ne identificăm deja cu fabrica. Adică a durat câțiva ani până... Da, noi suntem fabrica de pensule, lucrăm și suntem cot la cot cu toată lumea. Prima dată când am aplicat la o finanțare, mi s-a și reproșat acest lucru. Mi s-a spus că suntem aroganți să folosim numele fabricii de pensule. Și tot ce spuneam e că evenimentele se vor întâmpla la sediul nostru de la fabrica de pensule, nu altceva. Da. Dar... Și atunci ar trebui să apărați, dar nu, noi chiar suntem. Nu mai e ce să apere. Nu mai e ce să apere după aia. Da. Corina? În cazul meu nu a existat niciodată o dilemă, pentru că eu nu aveam alt proiect în fabrica de pensule decât fabrica de pensule. Dar ție ți-a luat vreme să devin managerul. Cum? Ți-a luat vreme să devin managerul. Nu a fost o poveste, cumva, să fie pe o poziție de reprezentare explicită.
Da, corect, yes. Corect. Și eu nu simt că am ajuns vreodată în punctul în care să pot să spun foarte clar exact care este rolul meu aici, să mi-l asum pe de-a întregul și să simt că este validat de toată lumea din jur, ceea ce, da, te pune într-o poziție cel puțin dilematică. Nu s-a părut ciudat că fabrica nu se lasă reprezentată prea ușor? E o întrebare retorică. Mulțumesc. Ok, dar, da, dar, în același timp, apropo de această reprezentare, aș zice că, de fapt, toată întreaga poveste și întregul discurs al fabricii, întotdeauna am spus că este, de fapt, un cumul a ceea ce, dacă ai avea o ureche imensă, să auzi toate poveștile din toată lumea asta, din toate rețelele naționale, locale, internaționale, cum ar fi, acolo... Așa ai putea să auzi într-adevăr toată povestea și să ai acea descriere corectă a fabricii de pensule. Pentru că, de fapt, și uite, cu asta eu mai degrabă invers aveam de-a face sau cu asta mă intersectam mai degrabă invers cu ce discurs sau cu ce poveste sau cu ce imaginație despre povestea fabricii de pensule veneau oamenii care vizitau fabrica de pensule. Și acolo era super interesant să vezi cât de paralele erau de fapt realitățile, pentru că aveai pe de-o parte foarte multă lume care venea să caute pe Adrian Ghenie, literalmente, adică să-i caute atelierul și să-l vadă, să-i cumpere lucrarea și așa mai departe. Era în zona de pelerinaj sau în zona, da, ok. Aproape, da, uneori da. Alteori, desigur, oameni super interesați, nu doar de Adrian Ghenie, ci de alți artiști, poate chiar interesați să vadă artiști despre care n-au auzit sau alteori să vadă artiști despre care au auzit deja și pe care îi considerau cele celebrități, dar mai veneau oameni care habar n-aveau că sunt ateliere de artiști, dar auzeau despre festivalul Tom Dimas sau despre organizațiile din fabrică sau adică erau cumva niște îți dai seama că sunt perspective foarte paralele și povești foarte paralele în funcție de din ce domeniu vii, care sunt lucrurile pe care tu le consideri prestigioase din diferite motive și nu sunt neapărat cele care au circulat și care au făcut prima pagină în presa românească, cum sunt, de exemplu, cifrele de la licitație. Adică, de multe ori, fabrica de pensule a fost asociată și cu acest gen de informații care, sigur, atrage atenția, dar, desigur, situația la fața locului era mult mai complexă și toată această poveste combinată, eu o vedeam foarte diversă. În sfârșit se vede că banii de la licitație s-au investit în clădirea de aici. Sponsorships were invested here in the building. Da, tușe. Ok. Pentru asta, nu știu, spațiul ăsta, ok, e puțin mai complicat. Mai complicat. Mai complicat. Sorry, okay. It's more complicated. Înțeleg. Cristina? Deschidem spre întrebări. Întrebări. Oana. Oana? Nu. Mă plimb. Ați vorbit toate din voi. Se aude? Ați vorbit toate din voi foarte frumos despre cât de mult a însemnat spațiu fizic în formarea voastră și cum l-ați putut folosi ca să creați comunitate și ca să experimentați cu tot felul de forme de organizare. Și asta pare a fi un episod sau un fel de a utiliza spațiu care acum e foarte, foarte dificil de imaginat. Adică dacă ar fi să înceapă acum fabrica de pensule, sau cel puțin mie mi-e greu să-mi imaginez cum s-ar mai putea întâmpla asta, având în vedere că spațiul e din ce în ce mai mult utilizat, parcă în logica eficienței și e din ce în ce mai scump, e din ce în ce mai dificil să ca niște oameni să-și permită să încerce atât de multe chestii într-un spațiu. Dar aveți și o identitate foarte puternică, cred eu, sau din exterior pare e ceva foarte puternic coagulat și întrebarea mea e de cum, dacă ar putea supraviețui fabrica ca și voi, ca și fabrică, voi ca și identitate în alt spațiu sau... da.
So, dacă ar fi să utilizați altfel alt spațiu. How do you use a different space? Would that be possible? Există fabrică fără fabrică? Is there a paintbrush factory without the factory? În ultimul an această întrebare a fost recurentă și cred că m-am trezit cu ea în fiecare dimineață. Și încercând să fac o analiză mai obiectivă a ceea ce am fost și ceea ce suntem, mi-am dat seama că, da, am început cu o identitate de tip spațiu, program, apoi comunitate, iar acum spațiu nu mai există. A rămas programul și comunitatea e disipată. Și cum Mihai și Răzvan spuneau, de la un spațiu gazdă, acum ar trebui să ne comutăm pe program și comunitate. Da, spațiul ăsta a dat o identitate clară proiectului. Dacă reușim să trecem de această de acest hop supra greu, nu știu, o să vedem. Există deja două variante de spații mai aproape de centru, dar e clar că trebuie regândite multe, multe lucruri. Oricum, trebuia să existe un proces de regândire a spațiului și, mă rog, a întregului proiect, după părerea mea, din 2014. Acesta a fost tot întârziat, în 2016 a fost ruptura, după aceea nu am reușit să facem întreg procesul pentru că era toată lumea lovită și fiecare și-a gestionat personal și în grup cât am putut această traumă. Dar relocarea de aici clar înseamnă și regândirea proiectului de la zero. Ceea ce poate fi o oportunitate pentru cine are energie să construiască un proiect nou, pentru că eu cred că ar cam trebui să ne încheiem misiunile noastre după 10 ani la fabrică și să fie un pic de loc pentru o altă generație care poate să vină cu ideile proprii și să facă din moștenirea fabricii ceva ușor de gestionat pentru mijloacele pe care ele vor avea la îndemână. Dar eu cred că noi trebuie să ieșim din schema asta. Adică mie mi se pare foarte clar. Da, e clar că e un... Noi avem foarte multe idei, deci avem idei despre cum ar putea să fie și ce ar putea să fie fabrica în afara acestui spațiu, într-un alt spațiu sau fără spațiu. Dar e mult adevăr acolo în ce tocmai spune Miki, că noi, fiecare, avem în continuare traiectoriile noastre și, de fapt, nu doar din ideile noastre poate să continue acest proiect, el poate să continue și din niște sânge proaspăt. Deci depinde de voința acelui sânge proaspăt, mai mult decât de voința sângelui deja obosit. Pe de o parte și pe de altă parte, cred că există și mult... deci eu simt și probabil că este un pic de adevăr acolo că, de fapt, istoria, povestea fabricii nu este o poveste, este povestea fiecăruia dintre noi. Adică noi fiecare am avut un soi de a povesti despre fabrică, care de multe ori nu era același. Și continuă să fie așa. Și povestea asta nu este numai a noastră din fabrică, este și din afară. Și, de exemplu, eu sunt curioasă și o să vă rog să facem acest exercițiu comun. Câți dintre voi credeți că proiectul fabricii există și în afara acestui spațiu? Vă rog, ridicați mâna. Mai sus, vă rog, mai sus. Da, scuze, nu da sunt care stau pe scaun. Ok. Da, vă rog. Aș vrea să văd dacă din cei din sală, câți dintre voi credeți că există fabrică, adică că proiectul fabrică poate să existe și în alt loc decât în spațiul ăsta, adică îi vezi energia funcționând și în alt loc, și câți dintre voi credeți că el este strict legat de aici, dacă plecăm de aici, el nu mai există. Deci, câți credeți că există proiectul fabricii și în afara spațiului? Spațiul ăsta, da. Ok. Și câți dintre voi sunt
total suspicioși. Nu, nu credeți că fabrica va supraviețui în afara acestui spațiu. Okay. Locul nu a primit ceva special, a primit dat cu o mână ciungă, adică există un cioț care are brațul sus, dar acel cioț să fie totuși un cioț. E complicat de răspuns în termen de ori. Sigur, acum suntem într-o conversație în care lucrurile e nevoie să se simplifice puțin, dar eu cred că destul de mult, în special din ultimii ani ai fabricii, au fost foarte influențați de narativele și interne, dar mai ales externe din partea, despre fabrică. Și din perspectiva asta este destul de multă putere în părerile care sunt și în afara fabricii. Ei, bună, mie mi-e un pic rușine să recunosc treaba asta în public, dar prima dată când am auzit despre fabrica de pensule a fost nu la Cluj, ci la București, deși sunt din Cluj. Lucram acolo la un institut de cercetare, am fost coleg cu câțiva artiști și artiste și ori de câte ori mă întâlneam cu ei în 2011 se întâmplă treaba asta, mă întrebau fascinați de ce se întâmplă la Cluj, cum anume a apărut fabrica de pensule și faptul că eram din Cluj, oarecum trebuia să le dau tot timpul informații despre acest spațiu. Și ceea ce am simțit în conversațiile cu ei era că oarecum lor le lipsea o asemenea platformă colaborativă, le lipsea un proiect politic în care să fie angrenați și vreau să vă întreb cum anume s-a reverberat fabrica în țară. În ce măsură au apărut în ultimii ani alte proiecte similare ca și ale voastre? În ce măsură ați colaborat cu ei? Există fabrică și în România și dacă ați avut o contribuție în acest sens? That is a very good question for the second panel. Un spațiu asemănător nu mai există care să aibă aceleași principii de la care am pornit, cu care ne-am dezvoltat și la care am ajuns. Adică să fie un spațiu dedicat și atelierelor, un spațiu care să cuprindă și galerii și săli de spectacole. Așa ceva nu mai există. Ca și etos, da, e posibil ca alte spații să fie asemănătoare, desigur că da. Deci, putem? Am colaborat, evident, cu alte spații, atât pe partea de arte vizuale, cât și pe partea de arte performative. În ceea ce privește partea de artele performative și formare profesională în management cultural, cred că am dat cât am putut de mult toate prezente aici, pentru ca da, pentru ca alți tineri actori culturali să poată să înceapă proiectele personale și să aibă noi spații. Cred că un pic din încrederea și din naivitatea noastră a fost preluată de colegii noștri mai tineri de la Reactor și de la ZUG. Sperăm să naivitatea noastră să nu fie și ceva care lovește ulterior. Dar, da, în București nu cred că e posibil un astfel de spațiu. De la începutul proiectului Fabrica de Pensule m-am gândit la asta. Știu că s-a pus bazele unei federații la București, dar e destul de greu să se meargă mai departe. Eu cred că pur și simplu a fost un moment de grație anul 2009, în care prețul imobiliarelor a fost motorul principal pentru adunarea noastră aici. Mulțumim frumos, criza economică. Așa, da. Unul din efectele pozitive ale crizei economice la Cluj a fost apariția fabricii de pensule. Am încercat să exportăm, dar fără să ne propunem asta programatic, modelul nostru de lucru. Și cred că am avut o oarecare influență, dar fiecare își face spațiu după cum îi se potrivesc regulile mai bine. Poate. Vreau doar să adaug că au fost foarte multe persoane care au venit și au întrebat noi cum putem să facem o fabrică de pensule la Iași sau în alte spații, în alte orașe. Și n-am avut nicio formulă magică,
dar în multe discuții cu diferiți oameni din diferite organizații, am putut doar să le spunem ce am făcut și ce a ieșit bine, ce n-a ieșit bine, nu știu, do's and don'ts, tips and tricks. Anița, zic, vrei să adaug și mai? Să adaug ceva la ce a zis Miki, că de sfârșit, eu sunt, și ce spuneai și tu, de fapt, Norbert, că faptul că noi am apărut, fabrica a apărut, atunci este foarte legată de context și de criza economică care a făcut să fie spațiu disponibil în Cluj, ceea ce istoric vorbind este un moment unic. Și acum că lucrurile nu este atât de întâmplător că nu mai avem loc. Deci mai vreau să zic că dincolo de poveștile care au foarte mult amprentă personală, există și ceva ce ține de contextul în care lucrăm și de fapt foarte multe din valurile care ne-au lovit sau pe care am navigat cu mai multă grație în unele momente, sunt de fapt definite de context. Și dacă ne uităm că, nu știu în ce măsură fabrica a inspirat alte spații, dar sigur au fost multe alte spații independente în țară și expoziția de aici, pregătită de Răzvan și de Mihai, este un soi de documentare în sensul ăsta și care de fapt arată cum cât de multe alte spații s-au născut și au murit, unele mai în timp mai scurt, adică ciclul lor a fost de 3 ani, de 4 ani sau mai puțin. Dar toate spun de faptul că cultura independentă se întâmplă în România într-un context care nu este deloc unul care să sprijine, că dependența de, sau încercările de a exista într-un spațiu sunt foarte dificile și fiecare le rezistă cât poate. Și acum cred că suntem în momentul cel mai cinic din toate perspectivele astea, și din perspectiva finanțării, și din perspectiva accesării spațiilor, și din perspectiva energiei de a fi la oaltă, pentru că nu știu, eu simt că este și un moment din ăsta în care colectiv, ca generație, am obosit. Și atunci fiecare dintre noi are nevoie acum de puțin vindecare, care înseamnă să nu mai ai atât de multă energie de dat în afară. E o energie care se duce în interior. Eu o simt la nivel colectiv. Și nu simt numai la nivelul fabricii, o simt dacă vă uitați cât de multe evenimente artistice independente se închid. Festivalul nu numai de spații. Cât timp alte festipuri de festivaluri cresc și înfloresc. Ele spun ceva despre structurile și mediul în care funcționăm. Clar că există și o zonă de emotivitate care ține și de logica ciclurilor economice mai largi. Ama, să le legi direct e un pic brutal, dar momentul din 2008 nu înseamnă doar spațiu liber, ci înseamnă și că noi am ieșit în stradă și ne-am întâlnit adesea și la proteste, direct. Sunt oameni care am văzut prima oară în acel moment. A fost și o zonă de radicalitate, dar care n-a fost la toată lumea, iar după aceea, după 6-7 ani, în cadrul proiectului fabricii s-a simțit exact acele zone de rupturi legate de valori. Iar în acest moment, un moment de super creștere, un moment de expansiune masivă a capitalului care face, nu știu, întotdeauna să supraviețuiască, tot de mai să nu. Iar aceste tipuri de, nu știu, optimism, pesimism, cred că sunt destul de importante ca emotivitate și generație. Eu aș vrea să vorbim despre procesul de gentrificare, pentru că mi se pare că asta este principala problemă și aș vrea un pic să ne gândim dacă există vreun fel de a combate chestia asta sau e pur și simplu un proces irreversibil care ne pune să ne adaptăm, să ne reprofilăm sau să ajungem la diferite grade de compromis. Și cum facem? Cum luptăm împotriva chestiei astea? Sau, pentru că nu afectează doar sectorul cultural, afectează o întreagă comunitate și mi se pare că fără a discuta concret despre problema gentrificării, nu doar în Cluj, pentru că asta se întâmplă în o grămadă de orașe în care există nu doar viață culturală, dar un anumit tip de dezvoltare. Și mi se pare că se acceptă chestia asta într-un fel sau altul, ca și cum ar fi un dat firesc al lucrurilor și nu văd, adică mie mi-e foarte greu să ies din ecuația asta și mă întreb dacă avem vreo șansă să combatem.
Da, mi-aduceam aminte cu amuzament, cred că eu mi-aduceam aminte, chiar acum când aveam senzația asta la început de întâlnire de 10 ani, că la prima întâlnire, atunci, chiar la început, am zis, oh, cam 10 ani durează până se gentrifică locul ăsta. Și King Osh aduce aminte că, dar nu neapărat, că până că întotdeauna așa. Nu, adică nu, era calculat. Dacă venim aici, câți oameni educați există, nu era nicio garanție în acel moment că Clujul va intra pe zona asta de export de muncă manuală, non-manuală super bună. Deci cumva că o să avem această creștere fantastică. În acel moment, în 2009, erau 3.000 de IT-și care lucreau în Cluj. Acum sunt 21. Înainte, în 2009, încă se deschise GEMPACT, încă nici nu exista sectorul de servicii externalizate pentru afaceri. Încă nu exista chestia, nu era nicio garanție. Dar cumva, no, când ne-am mutat aici, nu știu, mi-aduc aminte cum era cu lucrători din așa, pancardele, toate zic că... Era clar că va veni procesul. Deci, și acum, într-adevăr, dacă nu exista o altă opțiune. No, asta nu se poate, cred, răspunde la nivel de fabrică de pensule, ci dacă reușim o politică colectivă de locuire. Dar aia e, cred că e altă zonă. Da, că nu putem să răspundem la nivel de fabrică de pensule. Eu aș zice să propunem o dezbatere la care să fie, mă rog, dezbatere care să se întâmple în sala de stic la primărie, cu ei acolo, și să discutăm mai mult. Și voi aveți problema asta și în alte spații din Cluj, la fel, e un contract pe maxim un an de zile, care, dacă proprietarul și îl dorește, o să fie reluat la an. Și cred că ar trebui să facem, chiar să gândim o dezbatere pe tema asta. Apropo de gentrificare, mă gândeam de fapt la cultură ca instrument al gentrificării și asta ar fi o temă de dezbatere de fapt, fiindcă, de exemplu, multe cazuri, într-adevăr, inadvert, nu este intenționat, artiștii și cultura devine un instrument al gentrificării, care după aia, de fapt, cauzează, de fapt, plecarea acelor artiști, fiindcă pur și simplu ei nu mai pot să rămână în acele locuri care au devenit gentrificate pe umerii muncii lor, cum ar fi. Cazuri care nu se termină de citat, adică eu am lucrat pe tema asta și într-adevăr este un ciclu foarte vicios. Artiștii vin în zone marginale, muncă, să dezvolte zonele alea, să fie locuibile pentru ei și pentru comunitatea lor și atunci când devin locuibile, ei trebuie să plece că nu mai sunt afordabile. Și vreau eu o ultimă întrebare, tot din zona de emoție și rememorare. Pe asta pentru că am lucrat și în proiecte foarte drăguțe în care eram sociologul care studia publicul. Da, a fost foarte mișto. Cumva una dintre misiunile fabricii era, este și a fost parte de promovare, dar și producție de artă contemporană. Și zona de avangardă. Deseori lucrurile acestea intră evident într-o dublă opoziție. Odată cu finanțatorii care nu știu despre ce vorbești și ceilalți, sau o parte dintre ei, și cealaltă parte e nevoie de construcția publicului. Aș vrea să vă aduceți aminte eventual de momente în care existat mismatch-uri între așteptările voastre și publicul care a înțeles, n-a înțeles lucruri și cum ați făcut. Pentru că bănuiesc că asta ne va putea ajuta și ce este misiunea fabricii mai departe. Eu am o amintire împreună cu Norbert, care a fost un șoc de-a dreptul. Am avut un spectacol care se numea Divas. Erau trei actrițe pe scenă, era un spectacol non-verbal. Adică pot să pun o etichetă acum că era despre condiția femeii obiectificate de către societate, ceva de genul acesta.
Și am avut un proiect prin care am vrut să jucăm spectacolul și pentru că spectacolul a fost creat din fonduri cu ajutorul AFCN, anul următor, când am vrut să-l jucăm, i-am propus AFCN-ului un proiect de dezvoltare a publicului pe acest spectacol, care a însemnat că pentru 5 ocazii am invitat 5 tipuri de publicuri diferite, am stat de vorbă cu ei, am ajutat să citească acest spectacol, dar așa, primul public din o serie de 5 a fost un grup de elevi între 16 și 18 ani de la liceul tehnico ceva, liceul tehnic din Cluj, asta însemnând băieți de 16-18 ani. Noi am construit spectacolul non-verbal într-o formă foarte critică asupra obiectivizării corpului femeii, iar acesta a fost citit de către publicul plin de testosteron de 16-18 ani băieți, motamo, adică direct, fără niciun filtru. Au fost niște copii care n-au mai fost la teatru, n-au mai văzut spectacol de dans contemporan, non-verbal și așa mai departe. Și au reacționat direct. A fost o atmosferă în sală încât au reacționat de parcă ar fi la un stand-up comedy sau la eveniment de variety show sau ceva de genul ăsta, da? Și a fost la un moment dat, mie mi-a fost frică că se vor intra pe scenă și vor năvăli peste actrițele respective, sentiment de frică pe care le-au avut și actrițele care erau în scenă și la un moment dat nu știau, erau în spatele canapelei și se sfătuiau să continue sau să nu continue spectacolul. Era un sentiment de linșaj foarte puternic. Au terminat spectacolul. Era un fel de coșmar care, în sensul bun al cuvântului, pentru că am interpretat împreună cu ajutorul colegilor și discutând cu publicul respectiv. Deci am avut o ieșire din bula mea de producător de artă contemporană foarte, am dat de toți pereții, cum ar veni. Și a fost foarte interesant să gestionăm această situație, acolo în grup. Copiii au înțeles despre ce era vorba, nu era vorba că nu au înțeles, dar reacțiile lor au fost atât de directe și au fost atât de nefiltrate, încât ulterior, discutând și cu actorii și având o sesiune de 3 ore de calmare a spiritelor, am înțeles că am primit un cadou din partea publicului, pentru că așa ceva, o reacție atât de nefiltrată, nu au mai primit actrițele respective pe scenă, never ever. Și cu ajutorul celor colegilor am reușit să gestionăm cumva și în cadrul publicului, dar și în cadrul artiștilor ce înseamnă această întâlnire din afara bulei tale de artist prieteni care ne știm și vorbim aceeași limbă. A fost foarte, foarte o experiență foarte interesantă. Ați avut experiența unui conflict sau, din contră, de o aliniere între publicul pe care l-ați construit și faptul că misiunea Fabricii era artă contemporană? Pentru mine personal, cea mai consistentă și transformatoare întâlnire cu publicul în ceea ce privește programul Fabricii a fost întotdeauna cu copii și de altfel cred că ăsta este locul în care sau în forme poate mai invizibile uneori, alteori mai explicite. Cred că am avut această deschidere și s-au făcut destul de mulți pași înspre poate o altă formă prin care copiii și școlile pot să relaționeze cu un spațiu de artă. Iar pentru mine personal asta mi-a deschis un întreg orizont de practică și abordare. Și iar
și cred că modul în care gândești, chiar dacă ai un program care este în principal destinat adulților, modul în care gândești acel program și modul în care îl comunici, care este mult particular, era relevant pentru mine, către copii, îți spune un filtru și spune un set nou de întrebări care cumva nu lasă loc de mismatch decât ca tu să te simți puțin awkward și ne la locul tău, pentru că încerc să gândești în niște norme destul de bine stabilite, în timp ce, de fapt, întâlnirea cu copiii îți sparg orice fel de normă despre orice ai vorbi. Așa că, pentru mine, personal, asta a fost întotdeauna cea mai plină de provocări întâlnire pe care am avut-o la fabrică. Vă mulțumesc frumos pentru această prima sesiune. Vreau și Ișvan. Scuze, nu am văzut. Da, chestia asta cu publicurile astea, chestia asta. Vorbim de studenți frumoși, de copii cu ochii luminoși. Cred că merită să vorbim și de alt tipul de public. De exemplu, publicul politic, publicul afaceriștilor. Și aici doar amintesc cu publicul academic, în general actor social cu care am interacționat. Și revenind la legendarul... Nu, dar hai să nu uităm numai și această categorie de public, știi? Și revenind la legendarul de care menționai. Păi când s-a format fabrica, PNL-ul, publicul PNL credea că-s banii PSD-ului, PSD-ul credea că-s banii PNL-ului, UAP-ul credea că-s banii lui Șoroș care vrea să-i sugrume, erau bloguri care scriau că suntem agenți ai gentrificării, erau alte bloguri care scriau că suntem gata de manarhiști sau comuniști, deci tot felul de publicuri au existat, nu mai copii cu ochii lucioși și studenții frumoși care veneau la spectacole. Și asta e, deci, nu a existat o complexitate mai mare din punct de vedere social, nu al interacțiunii, ce am vrut să bat, mulțumesc. Următoarea sesiune, mulțumesc. Pauză.